avem locuri de muncă, ne câștigăm în pâinea. Atras investitor, domnule. Hai, domnule, uite, nu plătiți impozitul pe terenul respectiv, îl cumpără primăria. Bun, aici vine firma respectivă, angajăm muncitori de acolo, se câștigă. Sunt fonduri europene, domnule, se pot atrage fonduri europene, dar dacă este cineva capabil să implementeze un plan pentru a atrage fonduri europene pentru care are loc de locuri de muncă, se face. Dar dacă e dezinteres, nu se face nimic. Ca să știți foarte bine, și e bine că ați venit și bine să fiți informați. Chiar înainte, dumneavoastră ați ieșit în momentul în care vă organizați, le spuneam colegilor că trebuie să trecem de partea asta politică, dar totuși ar fi bine să ne informăm, să știm ce s-a întâmplat până acum și ce am putea să facem de aici înainte. Deci noi, apropo, de 4 ani de zile, știți foarte bine, noi știam și toată lumea bănuia că lucrurile nu-s bune la meci, început cu privatizarea din vremea lui Năstase, o știam tot și... Atunci trebuie căutat. Corect, atunci, nu s-a făcut, atunci. Asta e, nu poți acum să te întorci. Pe mână, nimeni nu ne întorce, că nimeni nu ne întorce să avem 20 de ani sau... Asta este. A trebuit să găsim o soluție. Soluția noastră a fost, și a fost o soluție grea, de a face o zonă industrială în Câmpia Turții. Vă spun că înțeles, se numește un cluster industrial, dar înseamnă o zonă industrială care presupune parc industrial. Și vă rog să nu faceți confuzia între RAIF, care este o zonă industrială privată, și un parc industrial care este gestionat, administrat și în care investește Consiliul Județean. Și vă spun, poate că un pic mai mult, dar e bine să înțelegeți. Ce înseamnă un parc industrial? Un parc industrial înseamnă că acest Consiliul Județean, în speță Consiliul Județean Cluj, împreună asociere cu municipalitățile din Câmpia Turcii și Una, au găsit un teren în suprafață de 40 de hectare cu acces la autostradă, pentru a se forma un parc industrial. Un parc industrial are regim care este autorizat de către Ministerul Administrațiilor, regim de parc industrial. Și vă spun ce spuneați dumneavoastră acum de investitori. De ce vin investitori în parc industrial? Pentru că în momentul în care Consiliul Județean investește milioane de euro în infrastructura acestui parc industrial, terenul pe care ei îl închiriază sau halele, sunt mai multe tipuri de parc industrial pe care face Consiliul Județean, pot fi închiriate la prețuri rezonabile. 2. Există programe de finanțare de ajutor de stat care sunt gestionate de către Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor Publice, unde până la 50% din investiția care o fac ei în clădiri poate fi considerat ajutor de stat în funcție de numărul persoanelor angajate în activitatea pe care o fac productivă. Păi vinovați suntem cu toții, să știți. Păi toți, normal. Toată clasa politică care o condus, pentru că subiectul combinatului l-am făcut numai doar subiect electoral. Cine l-a condus așa mai departe? Dacă toată lumea când era să-l ales, promite 3.000 de locuri de muncă. Unde-s 3.000 de locuri de muncă? Deci asta a fost, deci să ne asumăm, inclusiv PSD, inclusiv alții. Că n-am făcut nici POP, n-a făcut absolut nimeni nimic. Deci dacă tot se duce oamenii cu tot felul de bazaconi și cu tot felul de chestii super sofisticate, nu facem absolut nimic. Petre Pop, eu vorbesc de o hotărâre a Consiliului Județean care a instituit să se facă de Darom 5. Eu vorbesc pe documente, nu pe povești ce spuneți de o treabă. Vă rog să puneți la dispoziție oamenilor să nu ce, domnul Pop, căutăm pământ. Terenul cu serele ce stă? Era un prieten și consiliar al lui Gușe care ar fi trebuit să-l întrebați. Ăla, da, Gușe, că el o făcut demersurile. Deci eu vă pot spune că primarul municipiului este... Ar trebui adus domnul Gușu și domnul Bordea să l-au vândut fabrica să vină acolo, domnule. Explice la oameni, domnule, ce să știe aici. Eu zic că să vă alegeți câțiva dintre dumneavoastră și mâine să avem o discuție 2 sau 3. Da, înțeleg. Și încă o problemă, domnul Pop, încă o problemă. De să caute locație, pentru dacă RAIF-ul nu și-a îndeplinit condițiile care-s puse de primărie cu 1500, dă-i domnule afară să vii altul care... Terenul cu serele, a cui terenul ăla cu serele, că e gol acolo. Colegii de la juridii vă pot spune aici că s-au început demersurile, au fost somați pentru prima dată RAIF-ul și dacă nu își vor... Nu soma, domnule, afară, nu mai somez pe nimeni, că pe mine banca nu mă somează, că vine și-mi e casa. Sunt niște proceduri legale, iar cei de la Direcția Economică aici, doamna director, să vă spună că au început și au pus sechestru pe combinat, doamna director, să le spuneți care au fost demersurile făcute contra datorii. Domnul Boc, e combinat să scoate cu tirurile și ora actuală astăzi, tirurile... Zincuri, sârmă, tot să scoate afară. Și... Ieri am fost acolo la combinat, am stat acolo... Yes. Picioare la combinat și ies tirurile din combinat. Și domnul Pop, altă problemă, zice că combinatul îi pus sechestru de o bancă din Grecia. Tot al lui Mecel ăștia. Deja ai pus sechestru de o bancă din Grecia. Pentru un împrumut de 28 de milioane de euro. No. Hai să facem o propunere, dacă vreți. Dintre dumneavoastră, dacă doriți mâine câțiva,
și să avem niște... Mâine suntem la combinat. Suntem la fabrică că vin rușii acolo. Sau când considerați noastră să luăm legătura cu noastră și să avem o discuție pe, pe tema asta? Păi problema că pe sfârșit... Da, eu vă rog frumos. ...de oameni fără locuri de scurt, 2000 de oameni care s-au pierdut locurile de scurt. Așa, copieristii, nu o să putem face nimic. Vă rog frumos să vă aveți o delegație care... Să vină mâine dimineață, că nu o să vină rușii mâine dimineață. Noi la 8 suntem la combinat, domnul Sabin. Ori la Indie, puteți mai frumos o parte din noastră. Mâine la ora 2. Mâine la ora 2, uite, propuneți, mâine la ora 2. Lăsați un număr de telefon, să nu numai noastră și voi. Da, dă bună, asta așa. De ce să te mai întâlnești mâine la 2? Că la 1 vin rușii. Mâine, dacă dă, vin rușii. Bine, da, veniți acolo la combinat. Mergem într-o sală acolo și cel mai bine așa. Auzim cu ce vin rușii, ce bun, ce așa. Da, da, da. Când s-o să fie informat pe pică pe mâine. E mai bine așa, domnul. Ce s-o vorbit și asta? Să putem o dată pe prăcine care se iasă acum. Să închide porțele, să nu mai iasă nimic din combinat. Da, da. Da, puse-l chestul pe el. Deci... Și după aceea să vedem ce fac ceva de fapt. Trebuie să facă cumva să trăie bani. Da, mâine, noi mâine la 8 suntem la combinat. Și noi o să fim acolo. Eu personal o să fiu și eu cu aia. Colegii, fiți și mai. Vă mulțumim foarte mult și... Mulțumim. Ședință plăcută. Ne scuzați.